Sigur că dacă oricum toată viața am mai trimis ba după țigări, ba după apă, ba după pâine, acum mă trimiți în America. Și pentru ce mă trimiți? Pentru semnătura unui saxofonist. Asta e, norocul tău că mi-ai fost tată. Good morning, welcome to USA Embassy, Visa Department. Hello, my name Viktor Novorski. Sir, I will ask you a few questions before I make you an appointment. Is that okay with you? Yes. Do you understand English, sir? Yes, yes. Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime? Yes. Do you seek to enter the United States to engage in export control violations, subversive or terrorist activities, or any other unlawful purpose? Yes. Sir, are you a female? Yes, yes. Sir, înțelegeți limba engleză? Nu prea. Bine, sunteți programat oricum la un interviu pentru mâine. Thank you. You're welcome. N-ai cum să reușești, prietena. Ba da, băi, o să reușesc. Dacă reușești, te mai întorci? Mă întorc, băi, cum să nu mă întorc? Dă-i aici acasă. Pune-mă un pariu. Dacă reușești, îți dau două costume și un compost. Dacă nu, îmi dai aparat electric de ras. Ok. Ce armament avem acum? Destul. Cât să ne bănim la alimentar. Sau la lăptărie. Sau la băcănie. Sau la bărmăcie. Gura! Gata! Ce mă luat dracu' aici? Când trebuia să sune omul nostru? Astăzi după două! Și idiotul ălalt? Tot azi, dar la șase! Linia telefonică e sigură? Cea mai sigură! Are cineva chef de sex? Trebuie avion. Da! 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 Avionul, e gata? Da. Peste o lună! Ce mă atrag să fac cu avionul peste o lună? E trebuia acum! În țara asta de căcat, nici revoluție nu poți să faci, că hoții nu se simt de cuvânt! Are cineva chef de sex? Călătorii pentru cursa de Moscova sunt invitați la check-in. Passenger for Moscow flight, are invited to the check-in. Credeți că revezi că se află încă în țară, dar că va încerca să traverseze fraudulos granița. Fotografiile suspectului au fost remise către punctele de trecere a frontierei, care au declarat stare de alertă maximă și sporirea măsurilor de securitate. Pe de altă parte, se relatează că ce aveți în cutie? În a doua vizită, în mai puțin de un an, speculațiile sunt că vizitele repetate au ca scop negocierea unor contracte de armament pentru un armare. Faceți și mie seria cutie. Ce serie? Păi, cântă jazz, de ce aparat electronic, de ce are serie? Seria, vă rog. Nu, domnule, e o cutie de NES, cu hârtii semnate. Conform legislației în vigoare, vă rog să-mi prezentați pașaport, viză, invitație, bilet de avion dus-întors, certificat de naștere, carnet de conducere, contractul de casă, contract de mașină, facturi ale ultimelor achiziții mai mari de 10 Krakozia.
cămăși, costume, pantaloni, lenjerie intimă în setul de câte 6 bucăți, articole sportive, tablouri, țigări la bax, cărți, caiete, pixuri și creioane. Ce se întâmplă dacă n-am toate astea? Nimic. Îi reprezentați la întorci. Da. Ei bine, am reușit. Cum adică? Uite așa, aștept avionul. Păi n-ai spus că peste o lună? Eu n-am spus așa ceva. Mă faci prost. Eu nu, dacă tu crezi că ești. Bă, dacă te prind, îți bag pe gât toate avioanele din lume. Deci nici măta aia urâtă nu se te mai recunosc, ai înțeles, mă? Ce ai spus? Ce ai spus? A trecut un avion! Ce am spus? Unde e avionul? Avionul e pe pistă. E pregătit. Așa pare, acum bagă mâncarea. Mâncare? Da, e cu tot cu mâncare. Nu costă în plus. Nu, intră în preț. Începe să-mi placă să fac afaceri cu tine. Bă, și mie. Auzi, când pregătești costumele alea? Nu vrei valize? Rămânem la costume. Bine, așa să fie. Și croiala când începi? Dacă avionul e aici, astăseară începe dansul. Foarte bine. Succese și ne vedem când mă întorc. Revoluție. How do you want me to wear with it? When I'm ringing all my life?